Am văzut că aveți deja implementate produse educaționale într-o serie de state precum Marea Britanie, Finlanda și Moldova. Care sunt rezultatele pe care le-ați avut până acum în aceste state? În țările în care noi producem proiecte, suntem invitați să implementăm anumite proiecte sau câștigăm anumite licitații. Avem posibilitatea de a măsura, dacă vreți, calitatea muncii noastre prin modul în care mai suntem sau nu invitați să continuăm. Din fericire, în toate cele trei țări pe care le-ați enumerat aici, dar sunt mult mai multe. Noi avem zeci de proiecte în trei continente în momentul ăsta. Avem Africa, avem Orientul Mijlociu, foarte important, avem Europa, Asia, suntem acum prezenți în Kazahstan, Turkmenistan, suntem cu conținut educațional, cu platforme educaționale. Dar punctual, referitor la Londra, de exemplu, la Marea Britanie, unde avem conținut educațional pe o platformă care se numește Global Grid for Learning. O platformă care conține felurite resurse educaționale, filme sau texte sau imagini sau interactivitate, ceea ce noi facem, de fapt, în acest proiect. Conținutul educațional dezvoltat de Siveco România este cel mai căutat. Asta de unde știm, după numărul de download-uri. Deci cât de multe aplicații de tip interactiv sunt luate, care este ponderea. Și aici este ca în televiziune, dacă vreți. Măsurăm cota de piață în funcție de cât de multă nevoie au școlile de tipul de conținut educațional pe care noi îl facem. În Finlanda avem platforma Air Science Lab, se numește, și conține conținut educațional de matematică, fizică, chimie și biologie și geografie în aproape toate școlile finlandeze. Pe această platformă, Air Science Lab. În Moldova avem un proiect de tip SEI, Sistem Educațional Informatizat, la ei se numește SIE, și unde suntem prezenți de câțiva ani buni cu produsele de conținut și de platformă Learning Management System și Learning and Content Management System. De fapt, iată că se nimerește un pic. La Londra, acum o săptămână, Siveco România a primit trei permii mari pentru excelență în IT-ul european. Unul dintre premii a fost luat pentru Banca Națională a Moldovei, de exemplu, pentru soluția integrată pe care Siveco a făcut-o la Banca Națională a Moldovei. Deci se leagă oarecum. Plus că, vedeți, în Moldova este și un alt gen de sentiment în momentul în care intri și ajungi în Chișinău. Cred că noi am dus pentru prima oară cărți românești în Moldova sub formă digitală. Informație, cultură specifică, sistemul educațional românesc am dus în Moldova și copiii din Moldova, din Republica Moldova, au învățat pe aceste sisteme educaționale și învață în continuare. Proiectul va continua. Ok. Acum să revenim la România. La ce vă așteptați odată cu implementarea acestor proiecte în școlile din România? La o îmbunătățire a rezultatelor elevilor, la testele naționale, la o mai bună calificare sau specializare la locul de muncă? Proiectul SEI a început în România în 2001. Deci nu acum îl implementăm. Sistem Educațional Informatizat este un proiect foarte larg. El cuprinde, bineînțeles, și componenta de învățare, conținut educațional, și componenta de formare a profesorilor. Sunt aproape 180.000 de profesori formați. Conținutul educațional, noi avem în momentul ăsta cea mai mare bibliotecă de conținut educațional în Europa. Mai mult decât atât, o avem pe cea mai mare în limba rusă și pe cea mai mare în limba arabă, pentru că avem proiecte acolo. În România însă există și componenta de administrare a Ministerului Educației Naționale, componenta de administrare a inspectoratelor școlare, examenele naționale, toate sunt în cadrul acestui proiect numit Sistem Educațional Informatizat. Măsurători în direcția notelor nu există nicăieri în lume și nu se pot face asemenea măsurători. Nimeni nu poate să măsoare cât de mult i-a crescut nota elevului A, dacă folosește sau dacă nu folosește conținut educațional. Pentru că nu știm motivul real pentru care i-a crescut nota. A avut un profesor mai bun, s-au făcut meditații acasă, s-au trezit părinții și au zis nu se mai poate, trebuie să ne apucăm să ne facem timp și pentru copilul nostru, pentru că și asta este un lucru.
Ceea ce am măsurat în România însă, și nu am măsurat noi, am măsurat Universitatea din București împreună cu Institutul de Științe ale Educației și o organizație neguvernamentală pentru cercetare educațională, se numește TECHNE, sunt 89% dintre elevi care transformă obligația în motivație în momentul în care folosesc la clasă sau acasă asemenea elemente de complementaritate pentru procesul educațional. La ce ne așteptăm? Ne așteptăm în primul rând să fim o țară competitivă economic. La asta ne așteptăm în primul rând. Da? România trebuie să devină și nu poate deveni decât prin educație. Dacă vă uitați pe harta țărilor cu o bunăstare la care noi ne uităm cu jind, mă refer la Finlanda, Danemarca, Olanda, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Germania, nu, Franța, sunt țări care investesc în educație uriași. Sunt țări cu un sistem educațional foarte bun. Prin urmare, există o interdependență evidentă între sistemul educațional, modul și calitatea investiției în sistemul educațional și bunăstarea țării respective. Vreau să vă mai spun ceva foarte interesant, pentru că România a trecut prin etapele astea. Noi nu descoperim acum focul și roata în România. România l-a avut pe Spiru Haret ca ministru al educației. Aproape timp de 30 de ani, Spiru Haret s-a ocupat de soarta educației românești. Am un studiu pe care am să public, cred, foarte curând. Privitor la momentul în care încep să apară mari creatori de noutate români, noutate internațională, noutate mondială. Și mă refer la Ana Aslan, mă refer la Moisil, la oamenii de știință, de cultură, care au însemnat ceea ce noi numim perioada interbelică, aia frumoasă și care a crescut. Bun. Oamenii ăștia, toți oamenii ăștia, am o listă de vreo 2000 și ceva de personalități mondiale, dar care au avut statutul de cetățean român și au creat pe teritoriul României, s-au format în timpul de maturitate al sistemului educațional generat de Spiru Haret. Școala pentru România a însemnat perioada interbelică. Sistemul educațional, Titu Maiorescu și Spiru Haret, iată ce ironie ciudată. Acum Titu Maiorescu și Spiru Haret sunt numele a două universități la care raportul între elevi și studenți e undeva 1 la 11.000, adică ai 11.000 de studenți ca profesor. Nu-i știi pe toți, n-ai cum. Da. Și mare lucru, nici ei nu te știu pe tine. Dar revenind, sistemul educațional este cel care dezvoltă economia unei țări. Da? Și noi dorim, și toată lumea dorește, să fim o țară cu competențe și care să aibă ceva de spus în domeniul competitivității economice. Aici este, de fapt, nucleul investiției în educație. Apropo de lucrul acesta, una dintre primele politici la nivel de intenție anunțate la începutul anului de ministrul educației Remus Pricopie a fost introducerea unor instrumente informatice care vor permite un proces didactic mai bun. La început, ministrul a vorbit despre introducerea unor tablete, după care oficialul a explicat că importante sunt softurile care rulează pe aceste instrumente. Ceea ce oferiți dumneavoastră se apropie de ceea ce cere ministrul? Proiectul SEI a început în 2001. În 2001 exista o anumită dezvoltare a tehnologiei. În 2013 este o cu totul altă dezvoltare a tehnologiei, măcar că între timp a apărut Facebook, nu? A treia țară în lume. Nu? Are mai mult de 1 miliard de locuitori, cetățeni ai Facebook-ului și sunt acolo. Au apărut tabletele, telefoanele inteligente, nu știu ce, inteligente între ghilimele. Evident că noi trebuie să ne raliem la această dezvoltare tehnologică și trebuie să dezvoltăm conținut educațional care să fie propriu, specific noi tehnologii. Lucrul acesta se va întâmpla tot timpul în evoluția. Evoluția tehnologică este tot timpul în paralel cu utilizarea ei ca mijloc complementar în școală. Da? Lucrul acesta se întâmplă. Inițiativa ministrului Pricopie mi se pare de lăudat și o aplaud cu toată inima, pentru că da, elevii noștri au acasă internet, au acasă unii dintre ei, majoritatea, tablete sau calculatoare, au toți, pentru că au existat programe de sprijinire a achiziției de calculatoare pentru gospodării. Prin urmare, trebuie să le oferim un alt mod de abordare a conținutului educațional. Adică, conținutul educațional nu mai este specific doar școlii, ca patru pereți, cum să-i spunem.
trebuie să aibă acces la acest conținut educațional acasă, în parc, părinții să știe de la serviciu ce se întâmplă cu evoluția copilului și așa mai departe. Deci sunt, tot acest ecosistem trebuie regândit pe noile tehnologii care apar, nu? Pe care sunt acum prezente. Și, repet, inițiativa Ministerului Educației Naționale a ministrului Pricopie este de aplaudat și ea trebuie operaționalizată într-un proiect clar de dezvoltare instituțională, repet, spre o competitivitate, spre o dezvoltare a competitivității economice a României. Referitor la sistemul dumneavoastră, aveți idee cam în câte școli este implementat el acum? În România? În România, da. În România, în toate școlile. Am idee. Răspunsul e simplu. În România, conținutul educațional multimedia interactiv AEL este în toate școlile, platforma este în toate școlile, profesorii au fost formați din absolut toate școlile românești, din vârful muntelui până în mijlocul Bucureștiului. Toate școlile au calculatoare, au conținut educațional, au platformă de învățare. În toată lumea, probabil că suntem undeva la 7 milioane de utilizatori în acest moment.